Onorați invitați, doamnelor și domnilor, dragi prieteni, bună ziua și bine ați venit la evenimentul de transmitere a 6 mașini pentru prestarea serviciilor sociale dezvoltate de către organizațiile beneficiare de granturi în cadrul proiectului. Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune. Finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu Keystone Moldova și Asociația Institutum Virtutes Civilis. Serviciile sociale create vor deveni mai accesibile grație sprijinului Uniunii Europene și Fundației Soros Moldova. Acestea au fost dezvoltate de către organizațiile societății civile în parteneriat cu autoritățile publice, iar după finalizarea proiectului, serviciile sociale vor fi preluate și gestionate de autorități. Prin urmare, vorbim despre serviciile de echipă mobilă din Chișinău, Bălți și Strășeni, serviciul de intervenție timpurie din Criuleni, serviciul spălătorie socială din Glodeni și centrul social din satul Selemet, raionul Cimișlia. Acestea fac parte din rețeaua celor 40 de servicii sociale dezvoltate în cadrul proiectului Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune. În calitate de gazdă a evenimentului, îl invit în fața dumneavoastră pentru un cuvânt de salut pe domnul Petru Culeac, director executiv al Fundației Soros Moldova. În aplauzele dumneavoastră, desigur. Vă mulțumesc frumos. Bună ziua, onorată instanță, onorați oaspeți, excelența voastră, domnule ambasador Majeix, stimați oaspeți, dragi prieteni, e o onoare pentru mine și mă copleșesc emoțiile să văd aceste automobile aici și e o onoare să deschid acest eveniment de înmânare a acestor automobili ca donație unui șir de parteneri care implementează servicii sociale în localitățile din Republica Moldova. Astăzi este un prilej în plus de mândrie pentru acest proiect Servicii Sociale Mai Bune. Este un serviciu care, iată, aduce calitate, aduce accesibilitate în comunități. Grație susținerii generoase a Uniunii Europene și cu cofinanțarea din partea Fundației Soros Moldova, acest proiect ajută fie la crearea unor servicii noi, fie la dezvoltarea serviciilor sociale deja existente. Până la acest moment, fiind deja create sau dezvoltate mai bine de 40 de servicii în localități. Iată, în cadrul acestui proiect au și fost procurate aceste 6 automobile. Ele vor fi donate, spuneam, la 6 ONG-uri în Chișinău, Strășeni, Criuleni, Bălți, la Cimișlia și la Glodeni. Ce înseamnă aceste donații de fapt? În primul și în primul rând înseamnă că persoanele, beneficiarii care se află în anumite dificultăți, persoane cu dizabilități, vârstnicii, persoanele cu mobilitate redusă, vor avea acces la serviciile atât de necesare lor în comunitățile noastre, la ei acasă. La modul concret, această donație generoasă din partea Uniunii Europene înseamnă următorul lucru. În Strășeni, Chișinău sau la Bălți vor fi create servicii echipă mobilă care vor aduce serviciile necesare vârstnicilor, persoanelor cu dizabilități, asistența socială oferită de aceste echipe. Această donație mai înseamnă că serviciul de intervenție timpurie din Criuleni va putea să meargă la copiii aflați în dificultate la ei acasă, pentru a aduce servicii precum terapie senzorială, acolo unde ei au nevoie, pentru a consulta părinții aflați în dificultate și a ajuta atunci când lucrul acesta este necesar. Această donație mai înseamnă că la Selemet, în raionul Cimișlia, bătrânii vor putea beneficia de serviciile oferite de centru de zi pentru persoane vârstnice. Ei vor avea acces mai ușor la servicii medicale, la servicii de igienă personală precum frizerie, spălătorie, cu ajutorul serviciilor prestate de ONG-ul din localitate. Nu în ultimul rând, această donație înseamnă că la Glodeni, în 18 sate, persoanele vârstnice vor putea accesa serviciul de spălătorie mobilă. Mai mult ca atât, grație automobilului procurat,
acest serviciu va ajunge la un număr cât mai mare de beneficiari. Nu în ultimul rând, această donație mai înseamnă încă ceva foarte important. Înseamnă că Republica Moldova nu este singură în fața dificultăților sau provocărilor cu care se întâmpină. Acum când Republica Moldova și-a obținut statutul de țară candidat, cred că este foarte important ca întreaga societate să-și concentreze eforturile asupra unei mobilizări a tuturor forțelor creatoare, a tuturor energiilor existente în societate, astfel încât toate reformele să fie promovate cât mai insistent, astfel încât țara să poată îndeplini acele condiționalități care au fost impuse cât mai repede pentru a deschide următoarea etapă, cea de negocieri. În acest context, cred că este foarte important să remarcăm faptul că acest proiect, Servicii Sociale Mai Bune, poate juca rolul de model, proiect exemplu, cum pot conlucra actori diversi, precum societatea civilă, autoritățile publice locale și centrale și comunitatea donatorilor, pentru a realiza acele schimbări cât mai repede în practică în comunitățile noastre. Cu această ocazie, încă o dată aș vrea să vă mulțumesc, Excelență, domnule ambasador Majeix și Uniunii Europene în persoana dumneavoastră pentru toată susținerea pe care o oferiți Republicii Moldova, pentru toată susținerea care o oferiți societății civile din comunități și să știți că ajutorul Uniunii Europene este văzut, este apreciat și simțit în comunități. Domnule Culeac, vă mulțumim foarte, foarte mult. Și așa cum spunea directorul executiv al Fundației Soros Moldova, Uniunea Europeană reprezintă unul dintre cei mai importanți finanțatori ai proiectelor și programelor ce oferă susținere organizațiilor societății civile. Apreciem prezența alături de noi a Excelenței sale, ambasadorului Uniunii Europene în Republica Moldova, domnul Ianis Majeix. Excelență, bună ziua și vă invităm să ne salutați! Stimați domnule secretar de stat, stimați domnule director executiv, dragi colegi și prieteni, bună ziua! It is my great pleasure to welcome you at today's event. Este o mare onoare și plăcere să vă salut la acest eveniment extraordinar. Uniunea Europeană sprijină eforturile societății civile în procesul implementării soluțiilor inovatoare pentru a promova incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități și a persoanelor din grupuri vulnerabile. Aș vrea să-mi exprim recunoștința și mulțumirile Fundației Soros Moldova și Keystone Moldova, dar și Institutus Virtutis Civiles pentru buna organizare a evenimentului de astăzi. Impactul pandemiei COVID-19, criza energetică și războiul din Ucraina are un efect disproporționat, din păcate, asupra întregii comunități globale. În acest context, Uniunea Europeană a alocat 3 milioane euro pentru Republica Moldova pentru a abilita organizațiile societății civile din domeniul social, ca acestea să devină piloni mai puternici pentru crearea unei comunități mai inclusive și mai puternice pentru grupurile vulnerabile. După cum vedeți, astăzi suntem aici la eveniment la transmitere aceste 6 automobile pentru localități precum Clodeni, pentru centrul social din Șeremet, dar și alte localități. Aceste mașini vor fi utilizate de 6 servicii sociale care fac parte din cele 40 de servicii sociale care sunt deja în această rețea. Aceste servicii vor deveni mai accesibile datorită acestui sprijin și cred că acesta este doar un exemplu mic, un exemplu al faptului cum Uniunea Europeană, în parteneriat cu Republica Moldova și cu societatea civilă, în eforturi de zi cu zi, poate să îmbunătățească viața, să îmbunătățească condițiile de trai pentru cetățenii Republicii Moldova. Aș vrea să mulțumesc partenerilor de implementare, celor 6 organizații ale societății civile de nivel local și autorităților locale relevante care vor prelua aceste servicii pentru a le asigura sustenabilitatea. Uniunea Europeană va continua să sprijine organizațiile societății civile din Republica Moldova pentru a crea, gestiona
și întreține servicii sociale durabile pentru persoane vulnerabile, pentru cetățenii acestei țări, în special pentru cei mai vulnerabili. Este important ca sustenabilitatea acestor servicii să fie asigurată pentru a asigura un nivel de trai mai bun în comunitățile lor. Aș vrea să-mi exprim recunoștința și sprijinul către organizațiile societății civile care prestează astfel de servicii sociale persoanelor care au nevoie de acestea. Vom continua să finanțăm, să sprijinim astfel de activități, dar și pentru a crea astfel, noi astfel de activități. Și este de asemenea important să acționăm, să accentuăm rolul pe care îl joacă organizațiile societății civile din Republica Moldova. Și acest rol va deveni și mai proeminent odată ce Moldova a obținut statutul de țară candidat pentru aderare. Dar această evoluție este foarte importantă pentru cooperarea noastră bilaterală și de aceea Uniunea Europeană a accentuat elementele și aspectele unde trebuie să se depună efortul și trebuie să se lucreze pentru a îmbunătăți situația și starea de lucruri. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Autoritățile centrale sunt partenerii de încredere pentru organizațiile societății civile în identificarea intervențiilor necesare pentru dezvoltarea serviciilor sociale mai bune în toată țara. Dragi invitați, am onoarea să-i ofer cuvântul domnului Vasile Cușcă, secretar de stat, Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Bună ziua, excelență, domnule ambasador, stimate domnule director executiv, colegi, parteneri, sunt onorat să particip astăzi la acest eveniment, eveniment de bune practici, când am parteneriat cu societatea civilă, partenerii de dezvoltare, autoritățile publice locale și autoritățile publice centrale. Consolidăm eforturile pentru a dezvolta servicii sociale mai bune la nivel local și numai de a le dezvolta, dar și de a le dota cu echipamentul necesar, cu transport, pentru ca aceste servicii să fie accesibile pentru toți cei care au nevoie, pentru fiecare persoană în cea mai îndepărtată localitate. Este important acest lucru din considerentul că nu toți pot să se deplaseze pentru a beneficia de servicii în centrele raionale sau în alte localități mai îndepărtate de unde ei locuiesc. De aceea, unitățile de transport, mijloacele acestea care vor fi donate astăzi, vor avea drept scop ca să ajungă la fiecare beneficiar în parte. Noi, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, autoritatea publică centrală responsabilă de elaborarea politicilor în domeniul protecției sociale, ne-am propus să diversificăm serviciile sociale, să elaborăm mai multe acte normative ce ține de reglementarea modului de organizare și funcționare a serviciilor sociale, dar totodată și să implicăm și alți actori în procesul de dezvoltare a serviciilor sociale. Acum, în cadrul parteneriatului cu societatea civilă și cu diferiți parteneri donatori, ne propunem să dezvoltăm și un sistem informațional care va asigura o mai bună informare și gestionare a serviciilor sociale. Ne propunem să elaborăm niște standarde de cost pentru serviciile sociale, ne propunem să revizuim nomenclatorul serviciilor sociale și multe alte acte normative care trebuie îmbunătățite și care, prin îmbunătățirea acestora, sperăm noi că vom asigura o accesibilitate și mai mare pentru toți cei care au nevoie la nivel local. Vreau să mulțumesc, în primul rând, delegației Uniunii Europene, Fundației Soros Moldova, partenerilor și organizațiilor neguvernamentale care sunt implicate în implementarea acestui proiect pentru asistență, suport și să vă asigurăm că noi, Ministerul, și în continuare vom fi parteneri fideli și vom promova în continuare dezvoltarea serviciilor sociale la nivel local. Mulțumesc foarte mult! Așa să fie, zic eu, domnul Cușcă. Să fie un parteneriat durabil
Și, în continuare, cu un cuvânt de salut, vine reprezentanta unei organizații beneficiare de grant în cadrul acestui proiect, care dezvoltă, în parteneriat cu autoritățile din Chișinău, serviciul Echipa Mobilă. Galina Klimov, directoarea executivă a Alianței Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova. Mult stimată excelență, domn ambasador, domn director, domn secretar de stat, astăzi am o deosebită onoare să vă salut din partea echipei de parteneriat dintre Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități și Primăria Municipiului Chișinău, prin intermediul Direcției Generale Protecția Drepturilor Copilului, care beneficiază de acest suport important pentru extinderea serviciului social echipă mobilă în municipiul Chișinău. Un prim pas a fost atunci când am identificat această problemă. Împreună cu partenerii am analizat această problemă, am gândit planul de intervenție și am gândit cum să extindem și pentru ce are nevoie această echipă mobilă ca să asigure suportul a mai multor copii cu dizabilități severe care au nevoie de acest serviciu. Astfel, această unitate de transport va permite ca în casele a peste 50 de familii în care cresc și se educă copii cu dizabilități severe să intre serviciile specializate a psihologului, kinetoterapeutului, asistentului social, logopedului. Este foarte important ca fiecare copil să beneficieze de suport, astfel ca viața lui să fie mai ușoară, să devină mai calitativă. Pe această cale apreciem suportul și vă mulțumim tuturor pentru acea ghidare și posibilitatea de a extinde acest serviciu tuturor partenerilor. Delegații Uniunii Europene, Fundație Soros Moldova, Keystone Moldova și Institutul Virtutis Civilis. Vă mulțumim mult! Și noi vă mulțumim! În cadrul proiectului Organizațiile Societății Civile Acționează pentru Servicii Mai Bune, ONG-urile sunt sprijinite să consolideze parteneriate durabile cu autoritățile, astfel încât serviciile sociale dezvoltate în țară să fie și ele durabile, iar calitatea acestora să fie constant asigurată. Cât de utile și mai ales necesare sunt aceste parteneriate la nivel local, aflăm de la șeful Direcției de Asistență Socială și Protecția a Familiei din Glodeni, domnul Ion Crudo. Bună ziua, excelența sa, domnule ambasador, domnule director executiv, domnule secretar de stat, onorați asistenți. Pentru Raionul Glodeni este o prioritate dezvoltarea serviciilor sociale noi și inovative, care pot răspunde prompt la necesitățile tuturor cetățenilor. În parteneriat cu Asociația Obștească Clinica Juridică din Bălți, creăm un serviciu specializat spălătorie socială, care are ca scop îmbunătățirea calității vieții persoanelor din grupuri vulnerabile și realizarea măsurilor de asistență socială la nivel local. Serviciile de spălare și uscare a hainelor vor deveni mai accesibile pentru persoanele defavorizate din zonele rurale datorită echipării cu unitate de transport. Serviciul dat va avea o acoperire pe întreg teritoriul raionului Glodeni. Beneficiarii serviciului vor fi peste 750 de persoane și în activitatea serviciului vor fi implicați 57 de lucrători sociali și 145 de asistenți personali, angajați ai Direcției de Asistență Socială și Protecția Familiei Glodeni. Consiliul Raional Glodeni va asigura funcționalitatea și prestarea acestui serviciu începând cu 1 martie 2023. Suntem deschiși pentru ulterioarele colaborări în vederea dezvoltării spectrului de servicii în raionul Glodeni. În acest context, Direcția de Asistență Socială și Protecția Familiei Glodeni vine cu un mesaj de mulțumire către Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, Fundației Soros Moldova, Keystone Moldova și Asociației Institutum Virtutis Civilis. La fel, aducem mulțumiri pentru efort și dedicație Asociației Obștești Clinica Juridică din Bălți. Ne bucurăm că ați acceptat să sprijiniți acest proiect
și sunt sigur că pe parcursul implementării colaborarea va fi excelentă și productivă. Și în calitate de reprezentant a instituției publice, vă asigur că serviciul va fi prestat calitativ, astfel vom produce un impact major pentru oamenii din Raionul Glodeni. Vă mulțumim, domnule Crudu. O altă organizație, organizația Fiecare Contribuie pentru Schimbare, a reușit să dezvolte în Criuleni mai multe servicii sociale cu suportul Uniunii Europene și a Fundației Soros Moldova. O invit pe doamna Victoria Secu, directoarea executivă a Asociației Fiecare Contribuie pentru Schimbare, să ne vorbească despre cum aduce serviciile sociale mai aproape de cetățeni și cum reușește să diversifice serviciile prestate la nivel local. Onorată asistență, dragi prieteni, vă salut cu căldură din numele organizației Fiecare Contribuie pentru Schimbare din Criuleni, o organizație care de-a lungul a două decenii se preocupă de dezvoltarea serviciilor în sprijinul persoanelor din grupuri vulnerabile și cu dizabilități. În cei 22 de ani de la fondare, am reușit să dezvoltăm peste 15 servicii de suport social și educațional. Acest lucru ne-a permis, în primul rând, să creăm servicii de calitate și să le asigurăm acces aproape de locul de trai al cetățenilor. În al doilea rând, ne-a ajutat să contribuim la îmbunătățirea calității vieții, la creșterea participării și incluziunii sociale și, nu în ultimul rând, la crearea circa 130 de locuri de muncă. Avem privilegiul în continuare să ne bucurăm de multe istorii umane, a beneficiarilor noștri care au primit suportul la momentul cuvenit și acest suport a însemnat independență și participare, impact și autorealizare. Vreau să apreciez foarte mult valoarea și rolul parteneriatului local și dialogului eficient pe care îl avem cu autoritățile și instituțiile publice create de-a lungul anilor, pas cu pas, zi de zi. Parteneriatele în acest sens, pe de o parte, ne-a ajutat să asigurăm durabilitatea serviciilor create, iar în al doilea rând ne-a ajutat să ajungem la un rezultat incredibil, cum se întâmplă acum la noi la Criuleni, ca să avem procurat un serviciu din partea autorităților locale, cum este serviciul social echipă mobilă. Și la sigur aceste lucruri pot fi continuate mai departe. Revenind la importanța serviciilor sociale, vreau să menționez serviciul de intervenție timpurie și sunt foarte onorată că am avut oportunitatea să dezvoltăm primul în regiune un asemenea serviciu la Criuleni și acest lucru, în primul rând, fiind inaugurat în prag de pandemie, doar cu două săptămâni, deci cu foarte multe provocări pe parcurs, dar având o echipă bună de profesioniști, noi ne bucurăm zi de zi, pentru că am putut ajunge și avea rezultate pentru circa 100 de copii acoperiți anual cu servicii și circa 200 de părinți care învață ce înseamnă implicarea și învață ce înseamnă valoarea unui rol de părinte. Vreau să zic că intervenția în primii ani de viață este foarte importantă, ea are un rol crucial și e foarte binevenit și ne bucură faptul că autoritățile din multe raioane înțeleg acest lucru și vin la noi pentru preluarea schimbului de experiență și să dezvolte un asemenea serviciu important la ei. Deci, probabil, motivul pentru care ne aflăm astăzi aici este unul onorabil. Autoturismul procurat pentru Centrul de Intervenție Timpurie din Criuleni va fi acel mijloc care ne va asigura accesul și ne va ajuta să ajungem la mai multe familii. Va fi acel mijloc prin care noi vom putea fi alături de familii aflate în situații de criză și vulnerabilitate. Și, desigur, ne va permite să identificăm copiii, necesități și să le putem transforma în abilități prin intermediul echipei de profesioniști minunate, dedicați, pe care o avem în cadrul Centrului de Intervenție Timpurie Lăstărel, pe care noi l-am dezvoltat într-un parteneriat frumos cu Centrul de Sănătate Criuleni și Consiliul Raional Criuleni la prima etapă a proiectului. Toate acestea s-au întâmplat și se dezvoltă grație suportului Uniunii Europene și partenerilor noștri fideli, Fundației Soros Moldova, Keystone Moldova și Institutul Virtutis Civilis. Ori altfel spus, parteneriatele susținute de Uniunea Europeană
pentru dezvoltarea serviciilor în Republica Moldova creează acel mediu favorabil, prielnic, prin care, într-adevăr, să creștem, să îmbunătățim calitatea serviciilor, să creștem accesul pentru mai mulți cetățeni, să îmbunătățim dialogul cu autoritățile. Mulțumim Uniunii Europene pentru acest suport valoros și autentic și, de asemenea, partenerilor care consolidează capacitățile organizațiilor noastre pentru a avea aceste servicii de calitate și un dialog eficient cu autoritățile. Succes în nou în tot ce ne propunem și pace! Doamna Secu, vă mulțumim și, într-adevăr, succes și să avem sănătate și pace toți! Și acum a venit momentul pentru care ne-am adunat cu toții astăzi aici, în următoarele clipe, excelența sa, domnul Ianis Majeix, ambasador al Uniunii Europene în Republica Moldova, va transmite cheile mașinilor, reprezentanților, prestatorilor de servicii sociale. Excelență, vă invit alături de mine pentru ca să donăm niște mașini. Pentru asta am venit. Și eu vă voi ajuta și voi ruga reprezentanții echipelor mobile pe care le voi da citire să se apropie de excelența sa. Serviciul social, echipa mobilă Bălți. Și vă rog, întoarceți-vă pentru o fotografie, așa, să facem și fotografia. Serviciul social, echipa mobilă Chișinău. În aplauzele dumneavoastră. Și noi vă mulțumim. Centrul de intervenție timpurie Lăstărel, Criuleni. În aplauzele dumneavoastră. Felicitări. Vă rugăm fotografia să păstrăm amintirea acestui eveniment. Serviciul social, echipa mobilă Strășeni. Felicitări! Elena Crâșmar, una dintre activistele raionului. Felicitări! Mulțumim, Serviciul Social Mobil, Spălătorie Socială Glodeni. Olesa Tabarcea, Clinica Juridică din Bălți și domnul Ion Crudu. Felicitări! Și Centrul de zi pentru persoane vârstnice din Selemet. Felicitări! Mai cu îndrăzneală! Și pentru fotografie vă rugăm, da. Excelență, mulțumim! Acestea au fost cele 6 chei pe care le-am oferit astăzi la 6 organizații ale societății civile
din 6 regiuni diferite. Vă amintesc că Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu Keystone Moldova și Asociația Institutum Virtutes Civilis, implementează proiectul Organizațiile Societății Civile Acționează pentru Servicii Sociale Mai Bune din 2021. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Fundația Soros Moldova. Acesta are scopul de a capacita organizațiile societății civile din domeniul social să devină piloni puternici în dialogul de politică socială și în consolidarea comunității inclusive pentru grupurile vulnerabile. Valoarea totală a bugetului este de 3.375.000 de euro. Acestea fiind spuse, vreau să vă spun că astăzi reprezentanții serviciilor sociale vor merge acasă nu doar cu cheile mașinilor, ci și cu o donație de carte pe care o va face administrația grădinii botanice, unde are loc astăzi evenimentul. Îl invit pe domnul Ion Roșca, directorul grădinii botanice, să ne spună despre ce este vorba și ce conține donația de carte. Onorați oaspeți, bună ziua! Din capul locului, când organizatorii au venit cu ideea de a organiza un astfel de eveniment în cadrul grădinii botanice, am fost încântat și am zis că nu doar acest eveniment, dar toate evenimentele care conțin elementul social, grădina botanică va fi mândră să le găzduiască și totodată suntem foarte deschiși în, am vorbit despre parteneriate, despre acorduri între parteneri, deci noi de asemenea suntem predispuși de a avea acorduri de colaborare pentru anumite servicii sociale. Noi prin însăși destinația pe care o avem, fiind o instituție din care activează în domeniul cercetării și inovării, avem și elementul de educație ecologică, elementul de excursii pentru toate tipurile de populație, începând de la cei vârstnici, terminând cu tânăra generație. Deci suntem o instituție care putem oferi un important, să zic eu așa, aspect de promovare a serviciilor de recuperare și etc. Am zis că din numele colectivului Grădinii Botanice să oferim un set de carte. Ne arată imediat ce conține setul de carte. Deci pentru toți beneficiarii acestor mașini sociale, din partea Grădinii Botanice venim cu un set ce conține Cartea Roșie a Republicii Moldova, este ca pentru fiecare din centrele sociale să poată să o răsfoiască, să vadă că în comunitățile sale locale pe care le au, care este flora și fauna inclusă în Cartea Roșie, care poate fi protejată și care, înțelegeți, trebuie să o poarte cu sfințenie și să aibă grijă în continuare de ea. Totodată niște broșuri. Ele sunt foarte instructive, educative, dar totodată și cu un impact de noi idei de afaceri. Pentru tineri din familiile sociale, presupunem, de cultivarea plantelor medicinale. Deci sunt incluse o serie de plante medicinale care sunt acomodate și cresc în condițiile Republicii Moldova și care pot avea, înțelegeți, tentă de mici afaceri, lansări de business nou pentru cei care vor fi cointeresați. Prin urmare, tot în aceeași tematică este cultivarea plantelor de cameră, un ghid cu recomandări, cultivarea crizantemei și despre colecția de plante tropicale, suculente, cactus pe care le avem noi în serele noastre. Deci, toți beneficiarii și inclusiv, cu permisiunea dumneavoastră, un set de carte pentru excelența sa, domnul ambasador, și către directorul executiv al Fundației Soros Moldova, de asemenea acest set de carte. Eu vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați acordat încredere și ați ales ca acest frumos eveniment să se petreacă în grădina botanică și prin urmare vă îndemn ca fiecare eveniment care o să-l aveți să le petreceți în grădina botanică, deoarece noi suntem mândri și suntem dragi că instituția grădina botanică poate fi în folosul societății. Vă mulțumesc foarte mult!
Vă mulțumim și noi tare da, mult. Da, pentru poze, nu știu, ar invit pe fiecare din reprezentanții care au primit, sau la sfârșit, da, organizăm vă mulțumim. Că sfârșitul exact. Este peste câteva clipe, domnule mulțumim. Roșca, vă mulțumim pentru cărți și pentru gazdă, rămâneți aproape pentru ca să faceți fotografia cu beneficiarii donațiilor de carte. Onorați invitați, și pentru că evenimentul nostru se apropie de final, vreau să vă spun că, în ca simbol al memoriei acestui eveniment, în minutele următoare, organizatorii vor planta copaci la grădina botanică, iar ceilalți invitați, participanți la evenimentul de astăzi, sunt invitați la pauza de cafea, să rămânem aici, să socializăm, să discutăm și să vedem cum vor fi utilizate cele 6 mașini în perioada următoare. Cei organizațiile beneficiare, cele 6 organizații ale societății civile, vă rugăm să veniți încă o dată aici pentru ca să luați donația de carte de la Grădina Botanică și să facem o fotografie cu directorul domnul Ion Roșca. Și de asemenea nu plecați departe pentru că imediat după aceasta facem și fotografia evenimentului, fotografia de grup. Aducem mulțumiri Fundației Soros Moldova și Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova pentru organizarea acestui eveniment. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru implicare. O zi cât mai reușită. La revedere!